Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Irina Bejenaru vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Telejurnal. Pentru început să vedem titlurile acestei zile. Vicepreședintele raionului Sângerei a ajuns la spitală după ce a fost stropit în față cu verde de briliant de membrii unui partid nemulțumiți că acesta s-a vaccinat cu una dintre dozele destinate medicilor. Oamenii legii au pornit două dosare penale pe acest caz. Se împlinesc 12 ani de la tragicele evenimente din 7 aprilie 2009, un moment de cotitură pentru Republica Moldova, care a dus la debarcarea comuniștilor de la putere. Mulți tineri au fost bătuți crunt de poliție, însă nici până acum nu li s-a făcut dreptate. Un nou succes pentru Republica Moldova la campionatul european de haltere. Marin Robu a devenit vicecampion european și al doilea basarabean care urcă pe podium la acest campionat. Vicepreședintele raionului Sângerei, Tudor Tutunaru, a ajuns la spital după ce a fost stropit în față cu verde de briliant. Au făcut-o câțiva membri ai partidului condus de fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc. Ei spun că și-au manifestat în acest fel nemulțumirea față de vicepreședintele raionului, care s-a vaccinat împotriva COVID cu una dintre dozele destinate medicilor. De partea cealaltă, funcționarul spune că e doar un pretext pentru a fi intimidat. Procuratura raionului Sângerei a inițiat astăzi două cauze penale în acest caz. Incidentul a avut loc aseară chiar în fața casei vicepreședintelui raionului Sângerei, Tudor Tutunaru. După ce l-au stropit cu verde de briliant, membrii partidului au chemat poliția. Noi nu tolerăm așa acțiuni, ci ca în semn de protest. Și apropo, de azi înainte, fiecare funcționar public, fiecare birocrat corupt, va fi pedepsit prin așa modalitate. Deci a fost stropit verde de briliant. În urma incidentului, vicepreședintele raionului Sângerei a ajuns la spital. Ochii drepte e afectat tare. Stai cu mai puțin, fiindcă tipul ca o hienă s-o apropia și ne-o turnat în dreapta. Și mai mult verde de briliant mi-a curs în ochi. Am avut un live pe 26, eu m-am vaccinat și asta a fost luni sau marță. Ne-am explicat că n-am luat la nimeni și un vaccin, noi am publicat și lista unde e scris medici vaccinați, asistenți sociali. Deci noi trecut în practic, dar în faza a doua, etapa a doua de vaccinare. Ca nu a fost problemă de vaccin. Aici e intimidare, ca să-l fie din vânzătură la mai mult, iată noi suntem. Conduce mai departe Cafcaliuc. Președintele partidului, Gheorghe Cafcaliuc, a lăudat gestul colegilor săi. Noi am luat o decizie și astăzi a fost aplicată prima și de azi înainte în toată țara va fi făcut acest lucru. Este un protest în susținerea medicilor care nu sunt vaccinați, care mor în fiecare zi, dar funcționarii corupți folosesc acest lucru. Mai mulți membri ai platformei DAD, din care face parte vicepreședintele raionului Sângerei, au condamnat atacul. S-a pornit curățarea sistemului politic. Un penal, Cafcaliuc, care lingea picioarele lui Filat și Plahotniuc, s-a erijat într-un Robin Hood și mare justițiar, cel care era specialist mare de a împroșca gazele lacrimogene în fața protestatarilor. Așa indivizi ca el simt printre primii lipsa puterii și haosul din țară. Procuratura raionului Sângerei a inițiat astăzi două cauze penale pentru huliganism comis de două sau mai multe persoane și chemarea la săvârșirea actelor de violență. Totodată, procurorii au anunțat că bărbatul care l-a stropit pe alesul local a fost reținut și audiat de oamenii legii. Pentru aceste acțiuni, legislația prevede amendă sau închisoare de până la 5 ani. Astăzi se împlinesc 12 ani de la evenimentele tragice din 7 aprilie 2009. A fost un moment de cotitură pentru Republica Moldova, care a dus la debarcarea comuniștilor de la putere. Mulți tineri care s-au jertfit pe altarul libertății au plătit însă un preț scump. Protestul anticomunist din centrul Chișinăului a degenerat în violențe și bătăi, iar sediile Parlamentului și Președinției au fost distruse și incendiate. Atunci, zeci de manifestanți și polițiști au fost răniți, iar tânărul
tânărul Valeriu Boboc a murit după ce a fost bătut cu bestialitate de forțele de ordine, chiar în piața Marii Adunări Naționale. Din păcate, nici după 12 ani nu au fost găsiți responsabilii pentru dezordinile în masă și nici nu a făcut cineva pușcărie pentru acele fapte. La 7 aprilie 2009, mii de tineri nemulțumiți de rezultatul alegerilor parlamentare care îi dădeau pe comuniști învingători cu o majoritate covârșitoare au ieșit la un protest pașnic în centrul Chișinăului. În scurt timp, manifestația a degenerat în violențe. Provocatorii din rândurile protestatarilor au început să devasteze sediile Parlamentului și instituției prezidențiale, rănind mai mulți polițiști care încercau să mențină ordinea publică. Жертвили умани во фи фарти греуде евитат. Полиција во флосе тоа ти мислачени не сари пентру апараре конституционалитет си Републичи Молдова, инклусив армиле. Seară, oamenii legii au început goana după manifestanți. Tinerii au fost duși la comisariatele poliției, unde au fost torturați și maltratați. Tot în noaptea de 7 aprilie și-a pierdut viața Valeriu Boboc. Moartea lui Boboc este singurul deces recunoscut oficial de autorități, deși sunt suspiciuni că ar mai fi murit unii tineri. Avocații de la Promolex, care au reprezentat 20 de cazuri în instanță, spun că investigarea dosarului 7 aprilie 2009 a fost compromisă din start pentru că autoritățile de atunci au ascuns adevărul. Acțiunile au fost realizate evident întârziat pentru că nu s-a dorit din start să se investigheze ce s-a întâmplat. Nu s-a dorit ca polițiștii care au maltratat să poartă cu adevărat răspundere. Pentru că dacă ne amintim ce s-a întâmplat în aprilie 2009, atunci au fost semnale foarte clare venite de la leadership-ul, de la conducerea țării, în care s-a dat un carte blanș ca să fie făcute anumite acțiuni, inclusiv s-a oferit culoarea verde pentru aplicarea torturii. Potrivit datelor Procuraturii Generale, după evenimentele din aprilie 2009 au fost pornite 108 procese penale. Numai 26 dintre acestea au fost finalizate, fiind găsite vinovate 45 de persoane. La sfârșitul anului trecut, pe rolul instanței de fond se afla o cauză penală în privința două persoane, iar alta este acum în instanța de recurs. Experții califică drept defectuos întregul proces de anchetă. Așteptările care le-au avut toți ca într-adevăr să facă justiție și persoanele care au fost vinovate de ce s-a întâmplat pe 7 aprilie să fie pedepsite, nu s-a întâmplat. Și asta este evident dezamăgitor. Atunci, în 2009-2010, nu era în codul penal incriminată infracțiunea de tortură în versiunea care o avem acum, în componența actuală. Era o altă componență și evident ea era prescriptibilă și termenul de prescripție a expirat de mult. Avocatul Vadim Vieru mai spune că a trecut prea mult timp pentru a se face lumină în acest caz, chiar dacă se încearcă inițierea unei noi investigații. Potrivit avocatului, probele sunt alterate, mulți agresori, dar și victime ale acestora au părăsit Republica Moldova, iar termenul de prescripție a multor dosare a expirat. Mai grav este că rămâne nepedepsită moartea lui Valeriu Boboc, chiar dacă oamenii legii investigau cazul, fiind audiat inclusiv președintele de atunci, Vladimir Voronin. Eu am dat ordin ca tinerii să fie eliberați imediat acasă, trimiși acasă la părinți. Valeriu Boboc, eu am aflat a doua zi că s-a găsit sub peretele Parlamentului o persoană nesuflețită. Tânărul de 23 de ani a fost bătut crunt de mai multe persoane. Doar fostul polițist Ion Perju, cel care i-ar fi aplicat lovitura fatală, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Acesta însă a fugit înainte ca magistrații să dea verdictul, iar acum este căutat de Interpol. Între funcționarii de rang înalt acuzați de maltratare sunt fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul comisar general al municipiului Chișinău Vladimir Botnar. Ei însă au fost achitați de CSJ, deși Curtea de Apel Chișinău i-a condamnat pentru
neglijență în serviciu prin îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu soldată cu decesul unei persoane și încălcarea drepturilor și intereselor ocrotite de lege. Califică o palmă dură dată justiției de la noi. Această palmă a fost dată și justiției și nouă cetățenilor, pentru că noi din banii noștri, din banii contribuabililor, am achitat suma și de către Curtea Europeană. De altfel, CEDO le-a dat câștig de cauză victimelor în 20 de dosare. Cea mai recentă condamnare a Republicii Moldova în dosarul 7 aprilie a fost anunțată chiar în ianuarie 2021. Avocații nu exclud că vor mai fi condamnări. Statul a fost obligat să achite fiecărui reclamant câte 15.000 de euro. Astfel, până acum, bugetul de stat a pierdut în jur de 300.000 de euro, echivalentul la 6,3 milioane de lei. La 12 ani de la tragicele evenimente, membrii societății civile speră că autoritățile au învățat lecția din 7 aprilie. 7 aprilie, nu uităm, nu iertăm. Acesta a fost sloganul unui flash mob dedicat comemorării evenimentelor de acum 12 ani. Membrii Asociației Unirea ODIPA au venit în Piața Marii Adunări Naționale cu flori și pancarte. Ei au ținut un minut de reculegere în memoria persoanelor care s-au ales cu răni grave în timpul protestelor și a lui Valeriu Boboc, care a fost ucis în bătăi de polițiști. Suntem aici ca să-i pomenim pe cei care au murit. Suntem aici să închinăm o floare, să aprindem o lumânare în cinstea celor care au murit fără nicio vină, doar pentru că cineva a vrut să se schimbe cu locul și să se pricopsească cu funcții, bani și interese. Restricțiile impuse anul trecut de autorități au afectat mai multe drepturi ale cetățenilor din Republica Moldova, ce libertăți ale omului au fost încălcate, aflați peste câteva minute în telejurnal. Clădirea Consulatului Republicii Moldova din Odessa și terenul aferent acesteia rămân în posesia statului. Curtea de apel Chișinău a stabilit că ucraineanca Rolemska Irina nu poate pretinde la clădirea consulatului după ce a intrat în posesia acesteia în urma unei decizii a fostului guvern Filip. La sfârșitul anului trecut, Procuratura Generală a anunțat despre intentarea unui dosar penal pentru abuz în serviciu în tentativa de a deposeda Republica Moldova de clădirea consulatului din Odessa. Potrivit procurorilor, persoana influentă din Republica Moldova ar fi încercat să obțină la preț derizoriu clădirea consulatului în schimbul alteia tot în Odessa. Prețul clădirii și terenului aferent consulatului a fost estimat anterior la 1.170.000 de dolari. Este sărbătoare mare pentru creștinii ortodoxi de rit vechi, care marchează astăzi Buna Vestire. Este ziua în care Fecioara Maria a primit vestea că îl va naște pe Hristos. În locașurile de cult se țin slujbe și tot astăzi este ziua în care biserica dă dezlegare la pește în postul Paștelui, cel mai lung din an. Zeci de credincioși au venit astăzi la slujba de dimineață de la Biserica Întâmpinarea Domnului din Chișinău. Este sărbătoare mare, sărbătoare care trebuie cinstită. De fapt, toate sărbătoarele trebuie cinstite. În primul rând, pentru sănătate. Pentru sănătatea celor apropiați, pentru sănătatea și a noastră. Și este o bucurie sufletească că am putut participa măcar cât și de puțin la această sărbătoare. Pentru familie, pentru copiii, pentru nepoții. Am o familie mare și trebuie cineva să roage și mulțumesc Domnului că ne-a ajutat Dumnezeu și am venit la Sfântă. Sărbătoarea de Buna Vestire este numită în popor și Blagoveștenia. Această zi este considerată una din cele 12 mari sărbători de peste an. Totodată se consideră că în această zi Arhanghelul Gavril i-a vestit Maicii Domnului că îl va naște pe Mântuitorul Iisus Hristos. Iar acest semn este că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu trimite pe cea de-a doua persoană a Sfintei Trimi, pe Fiul Său, pentru ca omul, cunoscându-L și urmându-I, să moștenească împărăție cerească. După 3 săptămâni de post, astăzi biserica dă dezlegare la pește. Tradiția spune că cel care gustă din pește în această zi se va simți tot anul ca peștele în apă. Așa că la piața centrală din Chișinău a fost mare forfotă astăzi. Nici vremea urâtă și nici prețurile mari nu au stat în calea pofticioșilor. Eu
sărbătoare mare, zlegare la pește, mai mâncăm pește, nu numai fasole și cartofi. Prețurile, nu, cu măricele, nu, dar asta e situația la zi. Asta e în Moldova. Iată carasi. Îmi place dacă e dulceșor și bunișor. Tolstolobul nu prea. Cum o să-l pregătiți? A, îl pregătesc cum? La tigaie și puțin usturoi și e gustos. Azi vindem scumbria afumată, murată, sărată, înghețată, asortimentul cât mai mare. Astăzi avem caras, fitofag, crab. Și care sunt prețurile? Prețurile sunt accesibile. Avem, deci, este tolstolobul 30 de lei, carpul la 80 de lei, carasul 40 de lei. Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an pe 7 aprilie, în perioada postului mare. Se spune că vremea în ziua Bunei Vestiri va fi la fel ca cea de Paște. În acest an, creștinii ortodoxi marchează Paștele pe data de 2 mai. 21 de basarabeni care se deplasau cu autocarul în Polonia au făcut calea întoarsă după ce s-a aflat că unul dintre ei e bolnav de COVID. Poliția de frontieră i-a solicitat să prezintă testul care s-a dovedit a fi pozitiv. La fața locului a fost chemată o ambulanță, iar medicii au stabilit că are o formă asimptomatică a bolii. Toți pasagerii au fost nevoiți să revină acasă și să intre în autoizolare pentru 14 zile. Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, cetățenii care părăsesc teritoriul Republicii Moldova trebuie să prezinte la frontieră testul negativ făcut în ultimele 72 de ore. Restricțiile impuse primăvara trecută din cauza pandemiei au afectat simțitor drepturile cetățenilor la libertatea de circulație, la educație și la întruniri pașnice. Sunt concluzii ale Asociației Amnesty International Moldova, care a publicat raportul anual privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Experții spun că măsurile impuse de autorități au avut impact negativ asupra economiei și nivelului de trai al cetățenilor. Pe parcursul anului 2020 au fost impuse un șir de restricții în ceea ce privește atât transportul național cât și internațional. În luna martie, cetățenii moldoveni reveniți din străinătate au fost obligați să cumpere polița de asigurare obligatorie de asistență medicală în termen de 72 de ore la întoarcerea lor în țară. Măsura a rămas în vigoare până la ridicarea stării de urgență, în pofida concluziei din aprilie a Consiliului pentru Egalitate că măsura este discriminatorie, deoarece întoarcerea era condiționată de capacitatea de a plăti. Experții au stabilit că anul trecut autoritățile au ignorat multe probleme legate de tortură și de alte forme de violență. Păptașii ce aplică tortură și de tratamente sunt lipsiți de pediatri în continuare. Totodată cei ce au supraviețuit torturii și familiile acestor victime nu au fost despăgubiți eficient. Nu s-a schimbat nici numărul de acuzații raportate atât independent cât și înregistrate oficial. Penitenciarele sunt supraaglomerate, serviciile medicale sunt necorespunzătoare, lipsesc echipamente eficiente, necesare și servicii și pentru stabilirea diagnosticului atunci când un deținut este bolnav. Potrivit raportului, anul trecut a fost încălcat dreptul multor cetățeni la serviciile medicale. Unii n-au putut fi internați din cauza numărului redus al locurilor din spitale ocupate de pacienți bolnavi de COVID. Experții Amnesty International Moldova au constatat că deficitul echipamentelor de protecție a dus la creșterea numărului de infectări, iar medicii au fost nevoiți să lucreze în condiții foarte complicate. Primul primar democrat al Chișinăului, Nicolae Costin, un mare patriot al neamului românesc, ar fi împlinit azi 85 de ani. A fost om politic și unul dintre fruntașii mișcării naționale din Basarabia. În memoria lui Nicolae Costin, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, a fost deschisă o expoziție de documente care poate fi vizitată până pe 7 mai. Expoziția cu titlul Nicolae Costin, fruntaș al Mișcării Naționale din Basarabia, conține circa 45 de documente. Este vorba despre enciclopedii, ediții periodice, fotografii, dar și materiale oferite de către Arhiva Națională a Republicii Moldova. În expoziție se regăsesc monografii și albume care la fel reflectă o parte din activitatea lui Nicolae Costin, în special în calitate de
fie om politic. Noi toți împreună știm că Maria Sa a avut o contribuție substanțială în cadrul mișcării de renaștere națională, de readucere acasă a limbii române și a alfabetului latin. Nicolae Costin a fost primar general al Chișinăului din 1990 până în 1994. A susținut revenirea la limba română și la alfabetul latin, la tradițiile naționale în învățământ și cultură. Lui se datorează în mare parte revenirea tradițiilor legate de sărbătorile creștine, redeschiderea bisericilor din Chișinău, inclusiv a Catedralei Nașterii Domnului. A reușit să înlăture fără vărsări de sânge statuia lui Lenin din centrul orașului și să readucă la locul inițial monumentul restaurat al lui Ștefan cel Mare. Este considerat primul primar al municipiului Chișinău care a promovat mai multe reforme în dezvoltarea orașului. Redenumirea a peste 700 de străzi din municipiul Chișinău, unde și astăzi regăsim nume notorii atât a literaturii cât și a culturii noastre naționale. Primul a utilizat noțiunea de primar, primărie, pretor, dar și să punem în valoare o parte din publicațiile care se păstrează într-o instituție de memorie, cum este Biblioteca Națională. Totdeauna am biruit cu Sfânta Cruce în mine, să revin acasă cu capul ridicat cu demnitatea națională. Nicolae Costin s-a născut pe 7 aprilie 1936 la Peciște, Răzina. A absolvit școala pedagogică din Orhei, apoi facultatea de istorie a USM. A lucrat învățător și profesor universitar, a fost președinte executiv al Frontului Popular, deputat în primul Parlament Democratic al Republicii Moldova, coautor al Declarației de Independență și al Constituției. A luptat pentru unirea cu România până la sfârșitul vieții. S-a stins din viață din cauza leucemiei. Astăzi, două străzi din Iași și Chișinău, dar și un gimnaziu îi poartă numele. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor care pot fi vaccinate în prima etapă de imunizare, prevăzută inițial doar pentru lucrătorii medicali. Ce categorii noi de persoane se pot vaccina, aflați imediat în telejurnal. Astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate 1155 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, după ce au fost făcute peste 5500 de teste. În prezent, numărul celor infectați cu COVID de aproape 14.000. Azi au fost testați pozitiv încă 36 de lucrători medicali. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în ultimele 24 de ore, din cauza virusului au murit 44 de oameni, iar numărul total al deceselor a ajuns la aproape 5300. Tot azi au fost anunțate 1105 persoane care s-au vindecat. Comisia pentru situații excepționale ar putea introduce restricții mai dure dacă în următoarea perioadă numărul de îmbolnăviri nu va scădea. O spune secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc. Unii experți în domeniul epidemiologiei spun că instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 60 de zile este nejustificată și ar trebui revizuită. În timpul emisiunii Punctul PS de la TVR Moldova, Angela Paraschiv, membru al Consiliului Consultativ pe lângă premierul Republicii Moldova, a spus că instituirea stării de urgență pentru o perioadă de 2 luni nu are argumentare logică. Este determinat în funcție de legislația Republicii Moldova, unde se menționează de termenul maximal care se impune în caz de stare de urgență de 60 de zile, dar ținând cont că vorbim despre totuși un factor biologic și anume de un virus SARS-CoV-2, unde se menționează și perioada de incubație de 14 zile, respectiv termenul de 60 de zile este, după părerea mea, este prea mare. Consider că în funcție de situația care va fi în urmă următoarele zile, această perioadă ar trebui să fie revizuită. Mai mult, potrivit experților, starea de urgență include măsuri restrictive artificiale care nu pot avea un impact real asupra diminuării cazurilor de îmbolnăviri.
dar nu s-au luat măsuri ceea ce ține de piețele, ceea ce ține de mall-uri sau adunările din biserici, de exemplu. Deci, practic, acele măsuri vizează situația în cazul codului portocaliu și nu cod roșu. Ne duce spre ideea că nu sunt luate în favoarea gestionării situației COVID-19, dar în favoarea politică. În același timp, secretarul de stat de la Ministerul Sănătății spune că dacă actualele restricții nu vor da roade și nu vor duce la diminuarea numărului de îmbolnăviri, ne putem aștepta la introducerea unor restricții mult mai dure. Vizibilitatea în aceste ultime zile este mult mai mare a monitorizării din partea structurilor de forță și evaluăm pe parcurs situația, cum vor fi indicatorii epidemiologici și în funcție de evoluția situației se vor ajusta anumite prevederi. Adică urmează să fie introduse alte restricții sau să fie relaxate cele ar existente? Ar putea fi restricții mai dure, deoarece, cum am zis, a fost decizia de a fi niște restricții fără afectare economică, deoarece s-a discutat foarte mult și cu Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, anume în context ce ține de care ar fi pierderile economice, dar nimic nu poate fi comparat cu pierderea vieților omenești. Pe data de 31 martie, Parlamentul de la Chișinău, cu voturile deputaților coaliției PSRM Șor, a aprobat instituirea stării de urgență la nivel național până la data de 30 mai. Pe durata stării de urgență în municipiile Chișinău și Bălți este interzisă deplasarea în afara domiciliului în intervalul orelor 23:00 și 5:00. Învățământul se desfășoară online, doar grădinițe funcționează în regim obișnuit. Președintele Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, va depune o sesizare la Curtea Constituțională prin care va cere să fie declarată ilegală instituirea stării de urgență. Octavian Țicu a spus într-o conferință de presă că președinția trebuia să conteste hotărârea guvernului votată de Parlament. Potrivit deputatului, un guvern interimar nu are dreptul să propună decretarea stării de urgență. Săptămâna trecută, deputații Partidului Socialiștilor și cei ai Partidului Șor au votat pentru impunerea stării de urgență pentru o perioadă de 2 luni. Noi cu dumneavoastră suntem parte la o mare șmecherie moldovenească, așa, o găselniță prin care am fost trași pe sfoară de actuala guvernare Dodon Șor. Pentru mine, ca un om care are condiții empirice prin definiție și un om care respectă buchea legii, sunt chestiuni principiale ca într-o perioadă cât mai scurtă Curtea Constituțională să ne definească dacă instituirea stării de urgență este sau nu constituțională. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor care pot fi vaccinate în prima etapă de imunizare, prevăzută inițial doar pentru lucrătorii medicali. Astfel, în afara angajaților din sistemul sănătății, sunt vaccinate persoanele care au mai mult de 60 de ani, dar și cele care suferă de boli cronice. Persoanele eligibile pentru administrarea serului sunt selectate de medicul de familie, în urma evaluării listei de cetățeni aflați la evidență și în funcție de disponibilitatea dozelor de vaccin. Până acum au fost vaccinate împotriva COVID-19 peste 50.000 de persoane. Regretatul compozitor și cântăreț Ion Alda Teodorovici ar fi împlinit astăzi 67 de ani. Artistul s-a născut la Leova, când creștinii ortodoxi sărbătoresc Buna Vestire. A fost un martir al neamului care a luptat pentru valorile românești în Basarabia. A rămas viu în inimile tuturor românilor prin creația și piesele sale, care au fost simbolul mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80. Ion Aldea Teodorovici s-a născut pe 7 aprilie 1954 în orașul Leova. Tatăl său, Cristofor Teodorovici, a fost preot, dar în perioada de ocupație sovietică a fost nevoit să se retragă din biserică. Ion a fost cel mai mic dintre cei 3 copii. De la tatăl său, artistul a moștenit dragostea față de muzică, ceea ce i-a dat inspirație pentru piesele care avea să le scrie mai târziu. Și Dumitru Matkovski a făcut un vers care
seamănă cu casa noastră, care așa și a fost intitulat Casă Părintească. Casă Părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, a intrat în hume, până la ferestre, până la poveste. Doina Aldea Teodorovici, care i-a fost mereu alături și în viață și pe scenă, l-a motivat de-a lungul anilor. Împreună au mers în turnee și le-au cântat militarilor care au luptat în războiul de pe Nistru împotriva ocupației armate ruse. Înalt-i cerul pe la voi, înalt-i cerul pe la voi, mai dorul. În timpul protestelor din centrul Chișinăului de la sfârșitul anilor 80 au avut un rol decisiv pentru procesul de renaștere națională. Să cântăm cu toții, să ne audă o lume întreagă că suntem români! Străine pofte ne-au răpit, când îi aduce, când omor. Ion și Doina au cântat despre suveranitate și independență, au luptat pentru unirea Basarabiei cu România, iar piesele Suveranitate, Sfântă Nicasa și Eminescu au fost cartea lor de vizită. Fiul Cristi le-a moștenit talentul, iar în vara anului trecut a devenit tată. Pe fica lui a numit-o Doina în cinstea mamei sale. Nu războiul le-a luat viața, dar un tragic accident rutier care s-a produs în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992 în apropierea localității Coșereni din România. O femeie de 104 ani din Columbia a devenit foarte cunoscută după ce a supraviețuit de două ori infecției de COVID. Cum a reușit să învingă boala, vă spunem peste câteva momente în telejurnal. Brazilia a depășit pragul de 4.000 de morți într-o singură zi. Din cauza pandemiei, spitalele sunt în pragul colapsului și până acum au murit peste 330.000 de oameni. Chiar și așa, președintele Jair Bolsonaro continuă să respingă ideea izolării unor regiuni pentru a combate răspândirea virusului. El susține că instituirea carantinei ar dăuna economiei mai mult decât virusul. Șeful statului încearcă să anuleze deciziile tribunalelor și ale autorităților locale privind închiderea celor mai afectate zone. Epidemiologii au depistat până acum 92 de mutații ale virusului SARS-CoV-2. Așa numită varianta braziliană este foarte contagioasă și poate devasta un organism afectat de alte boli. Asta în timp ce campania de vaccinare din Brazilia decurge foarte lent. Spania va accelera procesul de vaccinare pentru a reuși până la sfârșitul verii vaccinarea unui număr de 33 de milioane de oameni, ceea ce înseamnă peste 70% din populația țării. Premierul Pedro Sanchez a învinuit compania AstraZeneca de nerespectarea termenelor de livrare, care a încetinit simțitor ritmul procesului de imunizare. Chiar și așa, campania de vaccinare în Spania este peste media europeană. Unul dintre cele mai mari centre din Madrid poate administra până la 10.000 de vaccinuri zilnic. Săptămâna aceasta ar trebui să se încheie vaccinarea persoanelor de peste 80 de ani și să se treacă la cele de peste 66. În plus, în toată țara sunt programați și angajații din domeniile esențiale, polițiști, pompieri, militari sau profesori. Cabeza, dolor muscular o fiebre normal, vale? Puede tomar paracetamol a 8 ore. Se está notando bastante, la verdad. Se está viniendo muchísima más gente los últimos días. Bueno, hacemos lo que podemos, la verdad. Es verdad que no podemos tampoco hacer mucho más porque somos las que somos y demás y vamos lo más rápido que podemos, pero claro, las preguntas que tenemos que hacerlas sí o sí. Până acum în Spania au fost administrate 8,7 milioane de vaccinuri. Pues vivir, empezar a pues si puedo viajar, salir más, estar ya con mi madre que es muy mayor, pues me da la oportunidad de no tener miedo de contagiarla en cualquier momento, lo mismo con mis hijos, con mis nietos, pues empezar a vivir un poco más la vida normal. 7% din populația de peste 16 ani a primit până acum ambele vaccinuri, iar 14,2% cel puțin o doză.
puțin peste media europeană. Însă premierul promite că ritmul se va accelera odată cu primirea 87 de milioane de doze între aprilie și septembrie. În la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de compatriotas vacunados con la pauta completa. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y la semana del 19 de julio lo que queremos es que sean 25 millones de personas vacunadas con pauta completa. După jumătatea lunii aprilie, Spania va primi și vaccinul celor de la Johnson & Johnson, care se administrează în doză unică. Poliția de la Roma a intervenit în forță împotriva manifestanților care au ieșit în stradă să ceară ridicarea restricțiilor. Protestatarii cer guvernului să anuleze carantina și să permită redeschiderea magazinelor și restaurantelor. S-a scandat Libertate în piața din apropierea Camerei Inferioare a Parlamentului. Acolo au fost masate și importante forțe de ordine care au intervenit când spiritele s-au încins. Poliția a arestat mai mulți protestatari. Printre cei care au manifestat împotriva restricțiilor au fost și proprietari de restaurante sau baruri, dar și reprezentanți ai formațiunii eurosceptice Italexit, care militează pentru ieșirea Italiei din Uniunea Europeană. Viața artistică e tulburată profund în aceste vremuri. Sălile de spectacol sunt închise mai peste tot în lume, așa că artiștii își pun la bătaie ingeniozitatea de a transforma în scene tot felul de locuri în aer liber. Dau reprezentații în curțile caselor, pe acoperișuri, iar uneori trimit chiar mesageri robotizați la domiciliu. Nimic nu ne va opri, și-au spus patru artiști francezi care au adus arii de operă în curțile blocurilor din vestul Parisului. Nu pot să-și asigure astfel traiul zilnic, dar își ating scopul, cu orice preț, să păstreze vie pasiunea pentru muzică. En fin de compte, au début c'est peut-être moins chaleureux, mais in fine, à la fin du concert, j'ai l'impression que les gens sont quand même contents et que ça permet de fédérer. Corul Operei Regale din Londra s-a urcat pe acoperiș pentru a le oferi celor consemnați la domiciliu câteva clipe de încântare. I think that we all need a bit of hope right now. I mean, it's been such a rough year. I'm looking forward to the day when we can hug each other again. O companie din Cehia sare în ajutorul teatrelor. În premieră mondială, cei din Praga pot comanda la domiciliu piesa lor preferată și o pot urmări prin ochelarii de realitate virtuală, pentru o sumă egală cu prețul unui bilet pe un rând din față. Inițiativa e susținută de primărie, inclusiv financiar, și beneficiază de participarea a 10 teatre. O femeie de 104 ani din Columbia a devenit foarte cunoscută după ce a supraviețuit de două ori infecției de COVID. Și chiar dacă la a doua infectare a avut nevoie de internare la terapie intensivă, acum este din nou acasă și se simte bine. Carmen Hernandez a fost externată în aplauzele personalului medical, impresionat de rezistența femeii. Bătrâna a avut o formă gravă de COVID și a fost internată 3 săptămâni la terapie intensivă. A fost prima vizită la spital, dar nu prima întâlnire cu boala provocată de noul coronavirus. 104 ani, ya 21 días que la tenemos hospitalizada. Es una reinfección, al parecer fue clasificada así por nuestros médicos. Y pues ha sido una paciente longeva de muy buena capacidad física porque resistió ya por segunda vez el virus. Carmen Hernandez a fost testată pozitiv prima oară în iunie anul trecut, dar a avut o formă ușoară și nu a fost mutată din azilul unde trăiește, doar izolată de ceilalți locatari. În februarie a fost vaccinată, dar o lună mai târziu s-a îmbolnăvit din nou, de această dată o formă mai gravă care a necesitat internarea. Acum, complet refăcută, s-a întors în căminul de bătrân din nordul Columbiei, unde își duce zilele de mai bine de 25 de ani. Trei drone vor supraveghea timp de jumătate de an frontiera maritimă a României, cum vor ajuta la soluționarea mai multor probleme, precum pescuitul ilegal sau poluarea mediului, aflați imediat în telejurnal.
Poliția rusă a arestat mai mulți susținători ai opozantului Alexei Navalny, care protestau în fața închisorii unde este încarcerat disidentul. Demonstrația a avut loc după refuzul autorităților de a-i permite unui doctor să-l consulte pe Navalny, care se plânge de dureri la spate și la picioare. Reprezentanții asociației Amnesty International sunt îngrijorați că Alexei Navalny va fi ucis lent în această închisoare în care se practică torturarea deținuților. Secretarul general al Amnesty International a declarat că autoritățile ruse îi încalcă intenționat drepturile lui Alexei Navalny. Continuăm cu rubrica Europa Azi. Am venit în Turcia pentru a da relației noastre un nou impuls, a declarat la Ankara președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a precizat că viitoarea cooperare depinde de respectarea drepturilor fundamentale și a statului de drept. Potrivit celor doi lideri europeni, la întâlnirea pe care o a avut-o cu liderul turc, Recep Tayyip Erdogan, discuțiile s-au axat pe patru domenii de cooperare: consolidarea legăturilor economice și modernizarea Uniunii Vamale, schimbările climatice și problemele de sănătate publică legate de pandemie de COVID-19, extinderea contactelor și a mobilității prin așa programe ca Erasmus Plus sau Orizont Europa și continuitatea finanțării europene pentru migranți și refugiați. Președintele Executivului European a spus că Bruxelles pregătește o propunere pentru Ankara care va asigura finanțarea pentru refugiații sirieni și comunitățile lor gazde din Turcia. Von der Leyen a adăugat că acest sprijin este un semn al solidarității Europei cu Turcia și o investiție în stabilitatea comună. Comisia Europeană a decis mobilizarea a 123 de milioane de euro din programul Orizont Europa pentru cercetarea urgentă a noilor variante de coronavirus. Potrivit Comisarului European pentru Cercetare, Maria Gabriel, UE mobilizează toate forțele și mijloacele pentru a combate actuala pandemie și problemele pe care le provoacă variantele noului coronavirus. Astfel, prin noul program de cercetare al UE va fi sprijinită crearea unor grupuri de lucru și rețele de cercetare regionale sau multinaționale, inclusiv dincolo de frontierele Europei, care ar trebui să extindă rapid cunoștințele cu privire la SARS-CoV-2 și la variantele sale emergente. Proiectele finanțate ar urma să ajute la dezvoltarea mijloacelor terapeutice sau vaccinurilor promițătoare împotriva virusului COVID-19. Executivul European a aprobat primele decizii luate în cadrul instrumentului privind asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, REACT-UE. Acesta implică modificarea programelor operaționale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională din țările de jos și Austria. Modificările vor spori investițiile în aceste țări cu aproape 262 milioane de euro. Astfel, țările de jos și Austria devin primele state membre ale Uniunii care primesc investiții în cadrul REACT-UE. În țările de jos, fondurile suplimentare vor facilita tranziția verde și digitală, contribuind la reziliența economiei din trei regiuni, nord, est și sud. În Austria, investițiile suplimentare vor spori capacitățile de cercetare și inovare a întreprinderilor, oferindu-le sprijin pentru derularea proiectelor inovatoare, ecologice și digitale. Trei drone vor supraveghea timp de jumătate de an frontiera maritimă a României. Vor fi manevrate de la sol și vor transmite date în timp real. Astfel vor fi soluționate mai multe probleme, precum pescuitul ilegal sau poluarea mediului. Dronele vor fi utile și în cazul operațiunilor urgente de salvare. Trei drone vor supraveghea frontiera maritimă a României în următoarele 6 luni. Aparatele de mici dimensiuni vor fi operate din Mangalia și vor transmite în timp real date despre traficul naval, pescuitul ilegal sau situații de căutare și salvare. Durează undeva la 15 minute pregătirea echipamentului, camerele să fie în regulă, conexiunea, convorbirea cu sistemul de comandă și control al SCOMAR din cadrul gărzii de coastă, precum și cu unitățile de trafic aerian. Dronele pot ajunge până la 4.000 de metri altitudine și până la 200 de kilometri de locul decolării. Operează ziua și noapte, iar viteza maximă este de 180 de kilometri pe oră. Datele și informațiile pe care dronele poate colecta cu ajutorul sistemelor aflate la bordul acesteia ajung în timp real la centrul de comandă al dronei și în timp real la centrul de comandă și control al sistemului SCOMAR de la Garda de Coastă. Sistemele au fost puse la dispoziția țării noastre de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, care asigură și personalul specializat pentru operarea aparaturii. Reprezintă o recunoaștere a faptului că România este un partener serios
și responsabil în efortul de integrare a unei noi abordări digitale. Sistemul de drone permite supravegherea zonelor de coastă fără a fi nevoie de deplasarea unei nave. Au o autonomie de cel puțin 6 ore. Ninge ca în povești în Slovenia. Vremea s-a schimbat brusc după o săptămână cu temperaturi ridicate și soare. Fulgi de zăpadă au acoperit cireșii înfloriți și covorul de verdeață al primăverii. Dincolo de peisajele de bazmă au fost probleme în trafic din cauza poleiului și a stratului de zăpadă depus pe carosabil. Sunt anunțate temperaturi de minus 10 grade Celsius. Un nou succes pentru Republica Moldova la campionatul european de haltere de la Moscova. Marin Robu a devenit vicecampion european în categoria de greutate de 73 de kilograme. Este cea mai mare performanță înregistrată la seniori de sportivul de doar 21 de ani. La proba Smuls, Marin Robu a cucerit medalia de argint după ce a ridicat 156 de kilograme. La proba aruncat, halterofilul basarabean s-a clasat pe locul 4, ridicând 183 de kilograme. Nu uspiel. Ah, uspiel. Bucualne de secundu. Молодец, парень. Ай, молодец. Драма. Cu un total de 339 de kilograme, Robu a cucerit argintul la general și a devenit în premiere vicecampion european la seniori. Atletul basarabean a fost depășit la categoria de 73 de kilograme doar de turcul Daniyar Ismailov. Da, mă așteptam la oarecare medalie. M-am pregătit foarte mult de această competiție. A fost o medalie de fericire. Puteam să aduc și medalia de aur, dar din cauza unei greșeli tehnice am pierdut la doar 2 kg să iau medalia de aur. Marin Robu este al doilea halterofil din Republica Moldova care a urcat pe podium la competiția de la Moscova. Acum câteva zile, Daniel Lungu a câștigat medalia de aur la Smuls în categoria de greutate de 55 de kg. La competiția din Rusia participă încă 4 sportivi basarabeni. Este vorba de Tudor Bratu, Artyom Grițenco, Elena Câlcic și Natalia Priscepa, care a intrat astăzi în concurs. Viitor de perspectivă pentru scrima românească. Marco Șovar a devenit campion mondial la sabie după ce a obținut medalia de aur la campionatul mondial din Egipt, destinat tinerilor sub 17 ani. La 16 ani, Marco Șovar a devenit campion mondial la sabie. Deși n-a avut în plan să ajungă scrimer, Marco visează acum să fie și campion olimpic. Mă simt foarte bine, simt că m-am realizat pentru moment și a fost doar rodul muncii mele. Eu făceam alt sport, făceam un not, dar nu mi-a plăcut și am zis că trebuie să schimb. Nici fetele nu s-au lăsat mai prejos și au luat medalia de bronz la echipe. E cea mai importantă medalie luată de până acum. A fost un an greu fără competiții și toată lumea a muncit și aceasta a fost o ocazie să demonstrăm ce putem. Este rodul muncii noastre de ani întregi și al tuturor eforturilor pe care le depunem la antrenamente. Și de asemenea ne dă speranță să creăm un precedent și să avem cât mai multe. Mă bucur pentru aceste medalii, vă dați seama după un an și ceva în care nu au fost competiții. Le mulțumesc sportivilor, antrenorilor, staffului tehnic care au fost alături de noi și au știut să programeze aceste pregătiri în așa natură ca să ajungă la stadiu pregătirea maximă la acest campionat mondial. CSM București a câștigat în fața lui Minaur în etapa cu numărul 21 din Liga Zimbrilor la handbal masculin. Tigrii s-au impus în direct la TVR2 cu 26-24. Deși startul meciului a fost unul echilibrat, CSM a condus aproape în permanență, dar nu a reușit să se distanțeze decisiv, conducând la pauză la o diferență de 2 goluri, 15-13. În repriza secundă, jocul a continuat pe aceleași coordonate, însă băieții lui Eliodor Voica au știut să-și conserve avantajul. Ajutată și de cele 8 reușite ale brazilianului Enrique Teixeira, CSM s-a impus cu 26-24 și a trecut peste Minaur în clasament. A fost un spectacol handbalistic, zic eu, bun, două echipe care sunt în fruntea clasamentului și care au oferit ce au avut pe acest teren. Am încercat să jucăm un handbal bun, a fost o bătălie pentru locul 4. Noi o să continuăm să luptăm pentru acest loc. Mi pare foarte rău că nu s-a terminat măcar un egal, zic eu, după toată încrâncenarea asta. Așteptăm celelalte meciuri și sper să ne îndeplinim obiectivul.
Să vedem acum principalele cotații valutare ale zilei de mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 98 de bani pentru un dolar american, cu 3 bani mai puțin. Valoarea monedei europene crește cu 13 bani și va costa 21 de lei și 39 de bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 35 de bani. Hrivna ucraineană va fi cumpărată cu 64 de bani, iar rubla rusească cu 23 de bani. Iar cum va fi vremea mâine, aflăm din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! În Republica Moldova, de mâine, vremea pare să revină la normal, mai ales după ninsoarea de astăzi. La noapte, minimele vor rămâne în continuare scăzute și se vor situa în jurul valorii de minus 1, minus 2 grade Celsius. Mâine revine soarele, iar maximele termice la orele amiezii vor ajunge până la 8 grade. La Chișinău așteptăm minus 2 grade în această noapte, iar maximele de mâine vor indica 7 grade în condițiile unui cer parțial noros. În România vremea se va îmbunătăți spre sfârșitul săptămânii, până atunci însă se mai așteaptă precipitații, iar maximele termice vor ajunge până la cel mult 11 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme, sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară minunată! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Nu pierdeți și ultimul buletin de știri de la ora 22. Eu sunt Irina Bejenaru și în numele echipei vă mulțumesc că ne priviți. O seară liniștită vă doresc. La revedere!